Salutare frumoșilor, hai să facem un mega episod acum cu primul meci. Avem prima etapă din Liga 1. S-a schimbat în cariera trecută, am avut cu Voluntari, acum avem cu Chindia. Oarecum e mai bine că avem un meci mai ușor, dar... Sincer, nu știu nici eu cât este de ușor. Vom juca cu cei doi oameni Under 21 în echipă, cu Deluță de Marin Moșat Turda, nu, Turda titular, clar titular. Și avem pe Micle și pe Marin Under 21, Turda și Tofan Under 23. Acum întrebare este, nu știu dacă să încep cu Balele sau să încep cu Barbu. Aș începe cu Barbu, că și așa voi începe, să vă spun și de ce. Jucăm prima repriză și în a doua să intre Malele, să fie fresh. Plouă la Târgoviște, de fapt la Ploiești, că aici jucăm. O ploaie urâtă de toamnă. Au jucători interesanți aici la Târgoviște, dar sunt împrumutați de la Viitorul, de la Dinamo. Iată acum ieșim Preperiță foarte bine până la Năstăsie, o cere Marin, Năstăsie nu aruncă, acum i-o dă lui Marin și o dă foarte bine, Marin mai departe, îl găsește după Năstăsie, Năstăsie, până la Barbu, bă, Barbule, bă, ce ratan, jucă-l pe Șumudică, cred că îl bate, îl bate Marius Șumudică până la pauză. Blejdean vine în forță, ce ocazie am avut, îmi pare așa de rău că am ratat-o. Acum Marin vine foarte bine, mai departe îl găsește pe Tofan încearcă la a doua bară la Blejde. Ne așezăm confortabil în ofensivă, dar trebuie să fim puțin mai atenți la finalizare. Preperiță, Barbu de unul singur, Barbu îl găsește încă o dată pe Preperiță. Marin este blocat de Corbu. Deland, Tofan. Nu, acolo. S-a uitat prea departe Barbu. Popa până la Berisha mai departe, îl găsește pe Necuțescu, jucătorul de la Dinamo. Turda scoate bine. Acolo Turda în formație, Năstăsie, îl găsește acum pe Șerban mai departe pentru Blejdear, acesta urcă foarte bine de unul singur, Blejdear la balon, Blejdear se mai dă și o dată și îl pasează la Șerban, șut în blocaj. Și se încheie și prima repriză. Este rândul lui Malele și Marachis să intre pe teren, angolezul și cu portughezul Marachis.
Tărumale, dă-i-o, bă, rumalele, dracu. Mamă, cât de ordinar sunteți. Rață, Berisha. Intervenim bine și trebuie să scoatem cele trei puncte. Păcat, Chindia nu arată mari. Abilități tehnice. Năstăsie, Năstăsie, foarte bine ție de balon și îl găsești acum pe Marin. Marin la balon, Marin, bă, băiatule, bă, ce am pierdut, mare fază. Mălele, gol, același atacant îl găsim în mare formă. Rămas liber, Malele reușește să marcheze. Da, am spus eu că îl bag să fie proaspăt. Popa, Popa, Dorinel Popa. Sau Daniel Popa. Trimite mingea la Neguță, se bine Michea și intervine minutul 73 și putem să scăpăm acum. Marachis. Foarte bine, tu cu Costinel Tofan. E, pula. 1-1. Vadim Rața ne-a dat ăla, auzi nume, călcam așa în rața ta. Fătu-ți rața, mătii, dacă nu ți-o rupe o ție picioarele. Dar rățoi împuțit. Șerban până la Blejdea, Blejdea la balon, Blejdea mai trece o dată. Pătrunde frumos, acum îl găsește pe Malele, Malele la jumatea terenului, careului, bă, intră mă frumos, mă, că e roșu, bă. Își deschid foarte bine extremele cei de la Chindia. Acum și noi trebuie să urcăm un atac cu... Nici nu fac probleme. Doar galben. E bine atunci. Se termină meciul. 1-1 din păcate. Malele este omul meciului din partea ligile pe Federa. Turda vrea să ne dea 1.200.000 pe... Hai mă, ia dă-i încă. Dă-i cum o să-l iau pe ăla. La mușat a picat înțelegerea. Șeici duere, Petar Slișcovic, Tiago Dantas, nu ne mai interesează că e împrumutat de la Benfica și nu putem să-l luăm. Rămânem în ăștia. Hai să-i facem o ofertă, cred că îl dau pe
Da, nu e de vânzare în momentul de față, Sliskovic. Păcat că era exact ce ne doream. Doar că o să schimb tactica. Hai mă, Nicoloiule, mă, vină direct cu te morții tăi. Dă-mă că-i dau pe cine, cui mai dau și lui ăsta. Nu mai am doi de ăștia. Uite, îl dau pe Deac și mai dau 1.700.000. Nu am alți bani. Am înțeles că e bun, dar nu am. Dă, fă-mi tu ceva. Două milioane. Hai mă, bine, îți dau două milioane și intru pe datorie. Ia vino, mă, fătu-s gura, mă, ti se negociez cu tine. Ia să vezi asta, acum cât ageala pudă mare. Ia, că ești pula lui. Ho-ho-ho. Normal că vei fi crucial. 4-4 ani cu aia ce-i. Nu s-o pune nicio problemă, nicio problemă, doamne, stai liniștit. Și îți dăm, dacă tu e 5.000, îți dăm și noi 3.500. Ce cu un bonus la semnătură de un Dacia Logan. Cut. Așa de cu. Asta nu vrea să-l dea dacă nu vrea. Gata, mă, ne-a venit și fund așa. Te avem ce număr are. Nicolau. Îl lăsăm cu 5. Ha, că-l lăsă. Ia, caută-mă tu pe afară, că n-ai loc aici. Tofan Nicolau Deland Șerbănică. Ce pe asta e? Spanioli. Jucăm cu spaniolii lui Contra. Iată-l pe Malele, jucătorul care a marcat în prima etapă de la noi. Suntem pe Național Arena. L-am băgat în teren și pe Nicolaus, grecul care tocmai a venit, a aterizat din aeroport, nu s-a antrenat deloc cu noi, limba nu cunoaște, este jucătorul ideal pentru noi. Să sperăm că nu greșește. L-am vândut pe Turda ca să fac bani pentru el, dar asta este, avem ce mai face, măcar sper să fie un jucător bun. Iată și el și Micle, că dar nu sunt, ăsta este un spaniol care e Gamara și ăsta nu știu cine e. René, Abdullah, Ricardo, Sin, Camara, Gol, Garcia, Alex, Garcia, Borsaval, Edgar. Mamă, mamă, câte noutăți în echipa lui Cosmin Contra. Asta e Alex Garcia. Hai bă, băieții mei, bă, că și noi avem româna și nu știu care trebuie să-i facem să joace bine de tot. N-avem nevoie de vedete, noi avem nevoie de victorii. Acest Nicolau este un jucător care l-am monitorizat. Acolo, colosului grec. Tot el este la balon, mamă, mamă. V-am spus eu că am adus ceva de calitate, ia să vedem aceasta. Păi mă, dă-l dreptul și tu mai încet. Păi dă, nu mai dă să te năstăsie, ce dreptul ai cu el. Foarte bine, Nicolau. Nu mișcă Edgar de acolo. Și
Șerbănică, Malele, Năstăsie, Năstăsie la balon, Năstăsie în continuare. Ah, ăla, dar cum te scoate-o pe tine, fotos, pizda, mă, te dă lui Blaze de aici, schimbă partea aici. Ăla, bă, dar nu mai poți să duci, te dați, mă, ce trec pe veți. V-ați căcat pe voi. Șerban, Năstăsie, Năstăsie, nu dă drumul la pas, acum dă drumul, nu, că prea târziu, prea târziu. Năstăsie se mișcă prea greu. Da, mă, portare în pui, nu prind și tu niciuna. Nu face treaba așa. Nu, nu așa, mă, nu așa, că e galben. Mamă, tu trebuie să schimb portarul la pauză că e slab. Băi, slab rău de tot. Nimic nu prinde, bă, dar nimic. Cash, că poate, poate. E 2-0, e greu, trebuie să ne revenim, bă, băieți, să încercăm să punctăm decisiv, că nu facem treaba așa. Trei-zero. Dinamo mi se pare că distruge tot și cu Steaua, meciul cu Steaua, dacă nu, n-ai ce să refaci, n-ai ce să refaci, nu știu cum să iei. Te ucide, te-ți dă de te rupe. Blaze de. Ba, să-mi ba, pula, nu cred că ai putut să dai așa pasă proastă. Bine, Nicolau. Marin. Mă gândesc că poate așa aglomerăm mai mult terenul și... Marcând, dar nu prea. Bine, Marachis acum pentru Marin. Putem să facem un contraatac spectaculos. Se duce Marin de unul singur. Haide, Marine, du-te, Marine. Hai, bă, Marine, bă, bravo, bă, bravo, bă. Futu-te în gură de prost. Mamă, l-a scos pe șumudică de nevi. Are dă cu pumnii în pancarde pe acolo. Nea, niciodată, bă, băiețaș.
Marin, a încercat ceva frumos, dar nu a ieșit cum trebuie. Portarul ăsta e apără mai bine cruitorul, îl știm din cariera trecută. Păi lasă-ne mă și pe noi, că dădeam și pe 3-1. Slab, foarte slab, ce să mai Dinamo ne-a arătat unde este nivelul. De la noi jucătorul meciului este noul transfer Dimitrios Nicolaou. Ia o 4-4-2 joacă ăștia cu altul. Așa. Da. Bine. Foarte bine. O tactică bună. Și va urma meci cu Astra. Meci care va fi destul de greu. Boss, ce mai vrei, mă, tu? Am văzut, mă, că ești ready să joci de toate. Tu stai acolo liniștit. Fost talentul că joci. Bă, uite, fii atent că vi-l dau pe bani ăștia. Dăm banii ăștia pe el și ți-l dau, că tot o încerci așa și știi că faci, fă-o măcar, fii șmecher până la cap de tedre cu de engleză. Nu. Nu. Uhuhu. Mamă, mamă, dar nici nu vreți, bă, mort. Stați de cu pomii, bă, păi și eu că e așa de... Doamne ferește. Mai căutăm în altă divizie. Ap. 10 aici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aici am mai fost și n-avem ea la Hansa. Breyer Manuel Pulido. Omladic, Rotter, Schulz, Scherf, Volman. Gen că mă gândesc că... Na. Poate... Îl vindem și facem bani cu el. Delev sau... Sau asta. Spas de ele, vei dăm și lui 12-13 mii. Salariul, am glumit că nu trece el de 4 mii la mine. El vrea crucial. Hai, mă, vino tu, crucialule. Vino să fii crucial. 2 ani ca ai 32 și oricum te vând. Mă, păi vrei salariu mic. 2500.
Amo. Fino așa cu 3.000. Și mai avem pe Clinton Lewis. N-am o salvat pe asta. Poate așa dacă vine pe un salariu 2000. Ah, e de rotație bun. Dar la salariu nu-i dau mai mult 2000 și știu că nu va veni el pe bani ăștia. Da, nu, nu are pretenții mari. Nu cred că deranjează. Îl vedem pe viitor ce face. Ia, astea cât au lui Stoica, care 55. Asta 65. Weak food 4. Nu pot să zic că arată rău de elev. Ia uite, 83 la accelerație, la agility 87, cred că e bine în bandă. Păi n-are la mine cine mai dă viteză Năstăsie cât are. Păi n-are niciunul ăsta. Uite, ăsta are 84. 84 cu 66. Și el are 83 accelerație cu 87 agility, cred că e de contraatac și cu sprint. Cred că o să fie ideal. Finesse shot. E și predispus la șut, la accidentări, șut de la distanță. E bun băiatul. E bine. Dragici, ăsta trebuie să-l mai încercăm și pe care sprintul, accelerație, jucător de viitor, poate. Ia să vedem și ce numere și-au luat băieții cei noi. De elevare 25, dar o să-i dăm un alt număr. Păi dăm 77. Asta lăsăm așa. Da. O să vedem dacă avem nevoie de portar, poate fundașii sunt ok la mijloc, malele să-și dea drum acolo în față, l-am adus pe DLV, ok, echipa nu e grav, măcar până iarnă să vedem ce jucători avem. Și după să facem transferuri multe, 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 v-am pupat, la revedere!